banchetul 4 milioane ținută și de bani de cheltuială n-am cheltuit chiar așa de mult. Rochiță 1 milion jumate și papuci tot cam în jur de 1 milion. Și ce au spus părinții tăi? Nu li s-a părut că este o sumă foarte... Nu. Pentru că dintr-anul am discutat că o să merg la banchet și nu au fost probleme. Mi-am ales ținuta căutând pe internet o poză. M-a costat 2 milioane jumătate. Mi-am croit-o. Iar papucii 1 milion. Păi și ce au spus părinții tăi când au auzit că trebuie să... Cât trebuie să plătească? La început nu prea au fost de acord, dar apoi i-au zis că totuși este a 12-a, haide să o lăsăm la banchet. Cadrele didactice de la Liceul Emil Racoviță au lăsat elevii să-și aleagă locul banchetului. Din 180 de elevi pe care avem la Liceul Emil Racoviță, în clasa 12-a, au participat la banchet cam 100-110. 4 milioane a costat prețul biletului, au avut cazare la hotel de 4 stele. Mi s-a părut cea mai bună ofertă. La Vaslui, aici, nu știu, într-un restaurant? Nu, nu vroiam, vreau să plec, să fiu detașat. Adică ce făceam în Vaslui? Stăteam 4-5 ori și pe asta mă duceam acasă? Nu. Așa, acolo a fost mult mai ok. Păi în Vaslui cunoaștem tot, știm ce e aici și am zis că mai bine să mergem în afară decât să... Nu știu, cred că e mult mai bine decât în oraș. Dar v-am costat mai puțin? Poate ar fi mai puțin, dar merită să... Ne distrăm un pic. Tinerii sunt încântați de petrecere. Deși convinși că au cheltuit ceva bani, elevii spun că a meritat efortul financiar.